Petrecut echipa noastră astăzi al patrulea meci amical în această perioadă de pregătire. O echipă din Ucraina, Liga a doua, Jâmciujna. Cum crezi, ce părere ai despre acest meci? Da, desigur, amical sunt binevenite acum pentru că e perioada de pregătire. Am avut un meci cu o echipă din altă țară, este foarte important că am avut așa un adversar, pentru că ei au o echipă bună și noi pe fondul lor am demonstrat un joc foarte bun. A fost un meci de pregătire unde nu a contat atât de mult rezultatul, a contat ca să creștem noi meci de meci și să ne cunoaștem mai bine, pentru că acum avem câțiva băieți noi, dar deja se simte pe meci ce trece că ne cunoaștem mai bine și avem un joc tot mai bun și mai bun. Asta este cel mai important, că până se apropie campionatul, echipa să fie pregătită 100%. Dacă de făcut comparații astăzi, cum a fost meciul și cu Bucovina, tot altă echipă din Ucraina, care a fost o săptămână în urmă, ce diferență este? Nu pot spun că este mare diferență. Pur și simplu, cred că echipa de azi este puțin mai experimentată, dar ceva diferență nu pot spun că am simțit. Ce părere ai despre cei noi jucători veniți în echipă? Cum se simte valoarea lor, poate, aici în colectiv? Desigur, toți cei noi sunt niște jucători foarte buni și foarte experimentați și cred că ei o să ne ajute nouă, celor mai tineri, să progresăm ca fotbaliști și să avem un joc bun în campionat. Condițiile climatorice la noi se schimbă poate spate de zis pe fiecare a treia zi, nu încurcă asta în proces de antrenamente? Asta face parte din fotbal, indiferent de condițiile climatice, trebuie să ieșim să jucăm, pentru că pentru ambele echipe sunt la fel.